Bună. Și au pus colegii mei, prieteni. Uite-i, mă, uite, Lidia Buble suferă de nictofobie. Ce asta, măi, nene? Mă, până în seara asta nici eu n-am știut că se numește așa. Știu că e aia spaima ta de asta? Știam că de ceva sufăr, de fapt, de mai multe, cu siguranță. A, nu știi că se cheamă așa? Se numește nictofobie. Spaima ta de asta singură în casă, nu? Sau cum? Păi nu, pot să fiu cu poliția în pat, că mie tot mi-e frică, adică nu există. What? Cum, stai, cum se manifestă? Efectiv, asta e cam aici. Se pare că au tot felul de chestii noaptea prin casă, având și cățelul pe public care se plimbă non-stop, ba să bea apă, ba să-și facă nevoile, ba să mănânce. Dar e frică de întuneric, de fapt, nu? Și nu neapărat de întuneric, mi-e frică efectiv de tot ce se mișcă, tot ce este întâlnită din cele mai vechi timpuri, deci nu ai ceva rar. E ceva comun. Păi da, eu postasem pe Instagram și făcusem și un live și m-am calmat pentru că am primit foarte multe mesaje în care îmi spuneau tot felul de fete că sunt în aceeași situație și da. Am zis, ok, nu sunt singura. Când oamenii aveau prea puține metode de a controla lumina și întunericul noaptea, că nu exista, da. Era lumină de la soare și întuneric de la lună. Iar lumina lumânărilor sau lămpilor slabe de gaz creau umbre suspecte și trădau prezența unor pericole. În ziua de astăzi, o frică nejustificată de întuneric în condițiile în care te afli într-un mediu securizat, precum propriul dormitor sau casă, trebuie luat în considerare ca fiind o manifestare de fobie. Și ca toate fobiile, trebuie identificată, căutate explicații și tratată cu ajutorul unui psiholog. Da, ai identificat cauza? De când ești cumva mică, e așa, fac legătură cu foarte multe chestii din copilărie, pentru că fraților mei mai mari li se părea foarte amuzant să mă sperie cu tot felul de chestii când eram mică. Și probabil asta mi-a rămas cumva în subconștient și probabil că de aici pleacă toate fricile mele. Dar mi-e frică de dacă am tablouri prin casă, îmi imaginez că noaptea pleacă aia din tablou să plimbă prin casă. Chestii de genul. Și faci o cafea. Și a spus să se mai întâmplă Bubli să se plimbe pe scări. Și la mine, efectiv, toate sunetele parcă se amplifică și le aud mult mai puternic. Păi și zici că și dacă e poliția cu tine, tot ți-e frică. Și nu-i poliția, e doar Răzvan. Și cu Răzvan ți-e frică? Da, efectiv, oricine ar fi lângă mine. Știi când nu mi-e frică? Și mi-am dat seama că nu mi-e frică atunci când sunt acasă și e tati. Deci atunci nu mi-e frică. Și la Deva nu mi se întâmplă lucrurile astea. Foarte interesant. Da. Deci ai o persoană care te scapă de... Prin da, prezența când e tati, ei te scapă de... Când e tati, da. Bine, noi avem și... nu știu dacă se spun obicei, dar de când suntem mici, în fiecare seară noi ne strângem în camera tatălui meu și ne rugăm cu toții. Și tati întotdeauna se roagă pentru protecție și pentru tot felul de lucruri. Și da. Nu știu, probabil frumos. Că cumva mi-alungă toate temerile astea și mă liniștește într-un fel. Dar foarte acasă frumos. Nu am... Dar aici... Dacă avea un talisman cu el, o poză micuță, o chestie pe care să o ții permanent. Nu trebuie să fie prezentă. N-am, da, uite, n-am făcut treaba asta, dar putea fi interesant. E nasol, deci am nopți în care nu închid un ochi. Adorm doar spre dimineață, când se luminează afară, nu știu, 2-3 ore. Da, uite, aici noi am scos din, mă rog, de pe net, chestiile oficiale. Se tratează la psiholog. Adică ai putea să începi. Da, mai duci până la psiholog și drumul și tot și nu e, mă. Păi da, mă, dar să pie, adică mă gândesc că te chinuie, nu? Da, nu în seri e chinuitor, mai ales dacă am treabă următoarea zi, concerte sau evenimente, e destul de greu. Iar dacă rămân singură e și mai... Când mai sunt cu cineva, parcă nu e chiar atât de greu, dar în momentul în care rămân singură... În turnee, mă rog. Lucrurile o iau razna, rău de tot. Și la hotel? Și la hotel. Omul la hotel dorm cel mai bine. Da. Păi am avut niște experiențe. Fără nevastă. Am fost cazate. Da. A, cred că ăsta e secret. Tu ai altfel de fobie. Am fost odată cazată într-un loc, undeva într-o pădurice, într-o pensiune și nu aveam semnal. Da. Și eram doar noi. Și nu știam că în seara aceea urma să mai cazeze și băieții de la Compact. Și când am intrat în casă și am auzit zgomotul, mi-a făcut tot felul de filme, încercam să sun la poliție, nu puteam. Bublile traca disperat, l-am băgat sub pernă și îl țineam de gură. Mi-au apăsat băieții și pe clanțe, deci nu vrei să știi, dar Doamne. Păcat, și pe la 4 sau 5 dimineața când mi-am făcut, am zis, bă, sigur sunt hoți, s-au îmbătat, a adormit, sunt pe undeva pușcați pe aici prin casă. Zic că le iau pe bubli și așa am îmbrăcat în pijamale cum sunt. Dar s-a accentuat cu timpul sau așa a fost de când te știi tu? Spaima asta. Că dacă poți să o rezolvi la psiholog, e păcat să nu te duci. Da, nu știu ce să zic. Mereu am avut temeri de genul, dar... Da, da, fiecare... Dar nu da, sunt singura dacă, și m-am liniștit. Dacă secretul psihologului e trebuie să mă muc cu voi să dorm cu tine noaptea. E tâmperie, îți dai seama. Dar este interesant că nu ai în prezența tatălui tău. Înseamnă că nu este ceva atât de grav, știi? Da, deci când sunt acasă, n-am. Cirică nu-și mai face de cap atunci. Da. Și-ar mai zice cineva că am căutat prin trecutul tău.
tu ai avut la un moment dat, când erai micuță, tot împreună cu tatăl tău, un fel de job sau ceva care presupunea să stai în cimitir. Când mergeam cu tatii la cimitir. Da. Da. Adică da, vezi, da, da. O fată care trece peste așa ceva, n-ai zice că mai are vreo spaimă. Păi eu fiind o fire foarte, foarte independentă și de mică mi-am dorit să lucrez, am eu bănuții mei. Așteptam alocația ca pe Pita Caldă, n-ai înțeles. Deci așteptam alocația, mă, nu ceream un leu tatălui meu, mi-era foarte rușine. Și ce să fac, ca să fac bănuți și i-am propus, zic, auzi, și așa te duci zilnic la cimitir să lucrezi, care un cimitir care aparține de biserica noastră pe care o conduce el, și zic, nu vrei să mergi cu tine la cimitir să te ajut, să-ți fie ajutor? Un job, da. Și m-a luat, mi-aduc aminte că eram într-o vacanță de vară și m-a luat cu el. Dar ce crezi, dragă, câștigam 1 milion pe zi, vezi că aveam bani. Da, vezi că în industria asta se câștigă. Aveam ceva bani în portofel și le ajutam bine, acolo da, cu gropile, cu ce mai aveam nevoie, că eram scule. Dar îți pare nonșalanța, că nu o groapă, o treabă, spuneam amândoi. Deci o bine, fată care a putut să treacă peste așa ceva, nu e un mediu chiar. Eram de toată pomina la școală, toți copiii râdeau de mine, uite pe aia care merge în cimitir cu taică-su. Dar nu mă interesa. Da, mă, dar eu un grop pe măta. Îi ziceai tu. Ai grijă. Mă, asta nu. Da. Hai să revenim la chestii mai vesele. Să nu pleci de aici cu filme de-astea. E, nu e ca și cum... Cap, da. Deja m-am obișnuit cu ele. Dacă